veșnicie să ne bucurăm. Acolo nu este necazuri, nu mai este durere, ci va fi numai și numai bucurie. Vineri am înțeles că a fost o mormântare în satul mare, dragii mei. O femeie de 31 de ani, nora lui Oprish Victor, a murit, a avut cancer de stomac la 31 de ani și a avut 6 copii. A rămas în urmă 6 copii. Dragii mei, aici pe pământ sunt necazuri, sunt dureri, sunt poveri, dragii mei, dar va veni o zi, va veni, dragii mei, un moment când noi dorim să fim a Domnului împărăție. Acolo nu va mai fi lacrimi, nu vor mai fi dureri, ci va fi numai și numai bucurie. De aceea ne pregătim, dragii mei, în lumea aceasta, în călătoria noastră pe pământ, suntem străini și călători, mai avem fiecare de trăit mai mult sau mai puțin. Oamenii în general se întreabă unul pe altul, câți ani ai, omule? Altul răspunde, am 30, am 40, am 50 de ani. Dar, dragii mei, este greșit, că anii care au trecut, nu mai avem. Și anii care mai avem, nu știm câți mai avem. De aceea ne cheamă Domnul pe fiecare, pe mine și pe tine, să acceptăm, dragii mei, chemarea Domnului, să venim la El, să fim împlinitorii cuvântului Domnului. Apostolul Ioan, dragii mei, a avut o revelație din partea Domnului, capitolul 21, versetul 9, o să citesc câteva cuvinte selective, versete, spune, apoi unul din cei 7 îngeri a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt mireasa, nevasta Mielului, adică această biserică, această familie a credincioșilor adevărați, dragii mei. Nu va chema Domnul o grupare anume, veniți numai penticostal, sau veniți numai baptist, sau veniți numai ortodoxi. Nu! Vor fi chemați acolo credincioșii Domnului, cei care au împlinit cuvântul Domnului. De aceea vă rog, nu stați acasă, nu atunci unde, dacă se propovedește cuvântul la orice biserică, dragii mei, mergeți și căutați-L pe Dumnezeu. Ascultați cuvântul Domnului, dragii mei, și preotul vorbește cuvinte așa de frumoase din Sfânta Scriptură. Trebuie numai ca tu și eu, oamenii care se duc acolo sau vin aici sau în altă parte, să intrăm în plinire, dragii mei. Doamne, ajută-ne! Amin. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogoară din cer de la Dumnezeu și arătând slava lui Dumnezeu, lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Este această semnificație a slavei Domnului care înconjoară biserica adevărată, credincioșii care au trăit pe acest pământ în ascultare de Domnul. Citesc în continuare. Cetatea nu avea trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Dragii mei, omul și-a pierdut slava care era înconjurat în grădina Edenului și vedem că Domnul Iisus, dragii mei, a venit și dorește să ne redia această lumină, această slavă a Domnului, dragii mei, care trebuie să o regăsim în viața noastră, în sufletul nostru, această bucurie a mântuirii și apoi, mai târziu, în a Domnului împărăție. Citesc cuvântul în 22, versetul 3. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi ea. Robii lui îi vor sluji. Dragii mei, noi vrem să-i slujim Domnului și acolo. Amin. Să cântăm laudă, să fim înconjurați de prezența Domnului. Ei vor avea fața Lui, ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțele lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici